Iubiți credincioși, Părintele Dumitru Stăniloae ne dă un cuvânt deosebit de frumos în această zi a Înălțării Domnului. În acest volum care se intitulează Chipul Evanghelic al lui Iisus Hristos. La întrebarea de ce Domnul se înalță la ceruri, iată ce frumos răspunde Părintele Dumitru Stăniloae. Se înalță din smerenia la care s-a coborât. Se înalță cu sine, dar înalță cu sine și umanitatea sa, fără să rupă legătura cu cei pe care vrea să-i facă frații săi. Ați ascultat cuvântul Părintelui, ați ascultat Evanghelia, ați ascultat cântările din această zi a praznicului Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos. Am aflat cu toții că Hristos Domnul ne-a iubit și simțim aceasta mult. Fiecare dintre noi simțim iubirea lui Hristos, simțim dragostea Lui cea nemărginită față de noi toți. Am aflat astăzi și nu numai astăzi, cunoaștem din viața noastră că Hristos Domnul, chiar dacă s-a înălțat la ceruri, a rămas cu noi și vrea ca să ne facă pe noi fii ai lui Dumnezeu. Frații săi, iată că Părintele surprinde frumos și spune, dar înalță cu sine și umanitatea sa, fără ca să rupă legătura cu cei pe care vrea să-i facă frații săi. Și zice mai departe, numai așa este umplut și ca om de Duhul în întregime și numai așa îl poate trimite, îl poate iradia din sine de plin fraților săi oameni, ca să-i facă să înțeleagă și să trăiască starea sa ridicată la această supremă slavă și bogăție, ca să le dea putința să urce și ei la slava de membri ai împărăției sale. Deci, mai pe înțeles, se înalță ca să ne poată și pe noi face părtași la slava și bogăția împărăției lui Dumnezeu, să ne facă și pe noi membri ai împărăției sale. Și zice mai departe, numai așa ucenicii săi se vor putea umplea de curajul, de înțelegerea și de căldura propovăduirii sale cu limbi de foc tuturor neamurilor. Deci doar numai în acest fel, odată cu înălțarea sa la cer, înălțându-se și firea umană, înălțându-se și umanitatea odată cu el, numai așa ne poate face părtași și pe noi și ne poate umple de Duhul Său, de Duhul Cel Preasfânt. Și în felul acesta primim puterea de a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu. Cunoașteți cum apostolii priveau la Iisus, Cel ce se înălța la ceruri. Și spune tot Părintele, vederea înălțării Lui de către apostoli le-a dat acestora suprema încredințare despre dumnezeirea Lui. Deci ei apostolii când L-au văzut și bucurându-se, căci ați auzit în Evanghelie că ei s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare, s-au încredințat de dumnezeirea Lui. Simțirea deplină a dumnezeirii Lui a depărtat de la ei orice frică pe care o avuseseră când a fost dus la răstignire. Și nu este așa? N-au mers ei de acum și L-au propovăduit pe Hristos pretutindeni? Dacă în săptămâna patimilor și la înviere, chiar în primele zile ale învierii,
Și în cele 40 de zile i-am văzut până această zi pe apostoli temându-se, deși încredințându-se de la o zi la alta că El, Domnul, a înviat, o teamă era totuși lăuntrul lor. Ei bine, teama aceasta dispare și zice mai departe Părintele, ei trăiau prezența de Dumnezeu apropiat. Deși vizibil rămâneau fără El, erau acum plini de bucurie mare. Îi trăiau prezența de Dumnezeu apropiat, accentuez. Adică nu mai era un Dumnezeu departe, ca în Vechiul Testament, cum era descoperit protopărinților, ci un Dumnezeu apropiat lor. De aceea am auzit spunându-se că eu cu voi rămân până la sfârșitul veacurilor. Și El cu noi a rămas și este. S-a înălțat cu umanitatea sa la suprema îndumnezeire, deasupra spiritualității tuturor treptelor îngerești, deci peste puterile îngerești, peste toate treptele îngerești, ca să fie și ca om la dreapta Tatălui. S-a ridicat și ca om la treapta de împărat al împărăției omenirii înnoite. Acum a luat și ca om toată puterea în cer și pe pământ. Iubiții mei, acesta e Dumnezeul nostru, acesta e Hristos Dumnezeul nostru, pe care îl cinstim și care ne înalță și pe noi, pe fiecare dintre noi, după a noastră putere și încredere, după cât credem și ne încredem în a Lui purtare de grijă. Și dacă ne silim un pic, dobândim. Dacă cerem un pic, El simțim, îl simțim pe Hristos Domnul cu noi. În această zi, după cum prea bine ați auzit și cunoașteți, se face pomenirea eroilor neamului nostru românesc. Toți cei din viață adormiți. Aseară, ascultând slujba privegherii și cântările, în timp ce săvârșeam taina Sfintei Spovedanii pentru părinți, pentru binecredincioși și creștini care au venit și au cerut Sfânta Spovedanie, a fugit gândul meu la toți cei care în ziua de astăzi au uitat de mormintele părinților. Și am cugetat, un tânăr care nu mai știe unde este mormântul mamei sau a tatălui, un tânăr care nu știe unde este mormântele sfânt strămoșilor, acela nu-și cunoaște nici istoria. Căci a-ți cunoaște istoria implică mai întâi de toate să-ți cunoști rădăcinile tale. Și cum spunea aseară, ascultam un cuvânt al mitropolitului Bartolomeu Anania, vrednicul de pomenire, fericitul într-o adormire, care spunea lucrul acesta, că dacă noi ne uităm pe bunici și străbunici și dacă cel mult îi cunoaștem pe aceștia, e bine, pe eroii neamului n-avem dreptul niciodată să-i uităm. Și dacă nu-i uităm pe aceștia, atunci suntem și noi vrednici de pomenire. Căci un neam care își uită pe sfânt strămoși, un neam care uită și uită pe înaintași, un creștin care nu mai știe unde este mormântul tatei sau a mamei sau a bunicii sau a strămoșilor, zice Părintele Mitropolit că acela aproape că nu mai este vrednic a mai și trăi. Deci e o datorie sfântă,
De aceea, încă din 1920, după cum ați auzit în cuvânt, biserica noastră ortodoxă a rânduit ca la praznicul înălțării să-i pomenim pe eroi. Cu o pauză, căci regimul comunist a interzis ca ziua de înălțare a Domnului să facem pomenirea eroilor. Dar biserica i-a pomenit. Clericii la Sfântul Altar i-au pomenit. Dacă ar fi să vă arăt aici, de exemplu, pomelnicul cu toți cei care au fost în jurul marelui Ștefan, veți vedea câte nume sunt acolo. Părintele a amintit și a spus că Părintele Patriar, și așa este, în 2018, când s-a sfințit Catedrala Mântuirii Neamului și când s-au pus listele cu numele eroilor, peste 30.000 cât s-au adunat, eram martor la evenimentul acesta, la momentul acesta. Ei bine, liturghia de la praznicul acesta al înălțării Domnului o săvârșim pe mormintele lor, o săvârșim pe numele lor, o săvârșim pomenindu-i pe toți aceștia, pe toți eroii neamului, pe toți cei care au făcut ca astăzi să avem o țară, să facem parte dintr-un neam, să avem un ținut al nostru, să fim așezați și să trăim pe pământul acesta pe care prea bunul Dumnezeu ne l-a dat. E datorită lor, a acestor sfinți strămoși. De aceea i-am pomenit și îi pomenim, de aceea trebuie să îi pomeniți și niciodată să nu uitați de mormintele lor. Biserica a înălțat biserici, mănăstiri, pe locurile lor. Troițe s-au ridicat, cruci deci care ne aduc aminte de acest sfânt strămoș. Și dacă e să alergăm cu mintea prin munții Bucovinei, cei care cunoașteți cât de cât ținutul acesta al Bucovinei, vedeți că pe fiecare munte, în locurile unde au fost tranșee unde au murit români, astăzi vedem cât un altar de jertfă. Așa este și Daniel Sihastru, așa este și Salașul Sfântul Ilie, așa este și sus pe prislop, cum treci din Bucovina spre Maramureș și sunt atâtea și atâtea biserici și troițe ridicate. Cinstindu-i pe ei, ne cinstim rădăcina. Pomenindu-i pe ei, îi pomenim pe cei care nouă ne-au dat viață și din seva cărora noi trăim. Bunul Dumnezeu să le facă parte de odihna cea veșnică și așa cum ați auzit de rugăciunea de dezlegare de la sfârșit, să-i numere prea bunul Dumnezeu în rândul martirilor, al mucenicilor, al mărturisitorilor. Și pământul nostru este plin, de la Nistru și până la Tisa, din nord, de la Hotin și până la mare, cum spunea poetul național Mihai Eminescu, e plin de jertfa, de osemintele, de sângele pe care ei l-au vărsat pentru noi toți. Dumnezeu să le facă parte de veșnica odihnă. În veci, amin. Hristos s-a înălțat. Hristos s-a înălțat. Hristos s-a înălțat. Hristos s-a înălțat.
Aș vrea să vă mai amintesc că în ziua de marți, 15 iunie, vom deschide evenimentele prilejuite de împlinirea 150 de ani de la serbarea lui Eminescu. În 1871, el, Eminescu, împreună cu Slavici, cu Ciprian Porumbescu, care avea atunci doar numai 18 ani, a organizat serbarea de la Putna. Ciprian a venit doar cu tatăl său, vestitul preot Iraclie Porumbescu, și a participat la acea sărbătoare, la acea manifestare a românilor de pretutindeni. Deci, marți, în 15 iunie, vom face parastas pentru Mihai Eminescu și aici vom avea evenimente, începând cu orele 11, cu deschiderea apoi a expoziției dedicate serbării, unde vor fi expuse obiecte aduse la 1871 de către români, de către Societatea Femeilor Bucovinene și nu numai, pe care le veți vedea expuse în sala din Casa Iacob Putneanul. Am amintit lucrul acesta pentru că și Mihai este un erou și el a avut de pătimit pentru că și-a iubit neamul, țara, limba, valorile. Și Ciprian, pentru că a cântat, avea să și el să fie închis în temnița din Cernăuți, unde avea să se îmbolnăvească, de unde i s-a tras și sfârșitul, tânăr fiind, foarte tânăr, Ciprian Porumbescu. I-am amintit ca eroi. Dumnezeu prea bunul să le facă tuturor parte de veșnica bucurie. Amin. Hristos a înălțat!